Bună ziua! Suntem în a patra zi a săptămânii diversității, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, pentru a doua oară, singura universitate de medicină din țară care organizează un eveniment dedicat diversității, o universitate care cuprinde peste 80 de țări în componența sa cu studenți din multiple zone ale lumii. De aceea, această întâlnire este dedicată și profesorilor, dar în primul rând studenților de la cele trei specializări, medicină, farmacie, bioinginerie, dar în principal pentru cele trei limbi, franceză, engleză și română, cei care înțeleg limba română dintre studenții de la franceză și engleză ne pot urmări și suntem astăzi împreună cu doi prieteni ai universității, oameni care ne-au fost alături, în special în ultimii un an, doi, mă refer la domnul Sorin Lucaci, PR și psiholog și scriitor la editura Herald, cea care astăzi cumva este partenerul principal al acestei întâlniri, girată de Universitatea de Medicină și Centrul Cultural I.I. Mironescu al Universității de Medicină. Astăzi avem un invitat surpriză, un invitat special și o salutăm pe doamna Mihaela Sofrone, doctor în sociologie, terapeut în terapie sistemică pentru familie și copil, lector universitar, doctor și interesant că domnia sa susține un curs despre discriminare și egalitate de șanse. Bun găsit, doamnă Mihaela, profesor Mihaela Sofronie, bun găsit, Sorin Lucaci. Mă bucur să fim împreună astăzi și vă rog un cuvânt de deschidere înainte de a porni înspre dialogul nostru. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să pot interacționa cu studenții facultăților Universității de Medicină din Iași. Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru invitație și îmi place să cred că am făcut din întâlnirile noastre așa un fel de tradiție. Noi am mai avut și în luna decembrie câteva întâlniri pe câteva teme, subiecte foarte frumoase și cred că e un prilej foarte bun această săptămână a diversității, iată să discutăm despre acest subiect atât de actual în societatea românească și nu numai și cred că vom fi cumva în asentimentul celor care ne vor asculta și ne vor urmări și sperăm să le furnizăm lucruri cât mai interesante. Mulțumim foarte mult! Sunt zile în care după vreo 2-3 săptămâni de la o declarație a unei doamne, a unei actrițe, s-a stârnit un val de polemici, de discuții în presă, în tot felul de medii online și offline despre un fel de masculinitate toxică. Dar astăzi aș vrea să vorbim, pentru că sunt cei doi poli ai masculinității și feminității, într-o lume, și postam pe Facebook astăzi, a disoluției genurilor, în care lumea, și în contextul acesta al războiului din Ucraina, se discută despre dispariția bărbatului, despre feminizarea bărbatului, despre masculinizarea femeii și aș vrea să discutăm amintind și punând la bază cele două cărți care vorbesc atât despre masculinitate și feminitate, dar într-un context mai larg, într-un context narrativ, într-un context de poveste, într-un context istoric, pentru că e vorba despre construcția aceasta identității masculine și feminine de-a lungul vremii și sunt două cărți pe care le recomand deopotrivă studenților, dar și profesorilor, în special celor de la universitatea noastră care au legătură cu zona aceasta umanistă și am vorbit în aceste zile când s-a discutat despre gândire, când s-a discutat despre, evident, educație, este important să aducem în discuție în zilele noastre subiecte sensibile și vă adresez această întrebare dintr-un început. De unde ar fi bine să pornim ca educatori, ca părinți, cu dezvoltarea în ceilalți, în copii, în tineri,
a identității de gen sau a masculinității și feminității. Mihaela. Da. Nici nu știu cu ce să încep. Mi se învârt în minte mai multe idei și mai multe perspective pe care le tot discut cu studenții. Într-adevăr, poate noi cei mai în vârstă așa sau la o anumită vârstă, hai ca să nu exagerez, suntem obișnuiți cu cei doi poli, cum spuneați, cu masculinitatea și feminitatea așa cum au fost ele prezente de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei până acum. În momentul de față începe să se contureze o deschidere, aș putea să spun, după părerea mea negativă. Recunosc că nu reușesc să găsesc sensul și esența ipotezei că identitatea poate să fie aleasă și că poate exista genul feminin, genul masculin și altele. Nu știu câți dintre cei prezenți au călătorit în ultimele luni, în ultimul an, în afara țării. Formularele care se trebuiau completate pentru intrarea în diferite țări conțineau itemul acesta, genul feminin, masculin sau altele. Pentru că mă interesează subiectul și pentru că predau cursuri pe tema asta sau în jurul temei, am încercat să mă documentez, am încercat să înțeleg. Până acum nu am reușit să înțeleg cu adevărat sensul acestei schimbări. Mai ales că știm foarte bine medicina, neurologia, psihologia a susținut de mai multă vreme faptul că există diferențe între creierul bărbatului, creierul femeii, funcționarea masculină și feminină, ca să nu mai vorbim de hormoni, ca să nu mai vorbim de alte aspecte care sunt prezente în cele două corpuri și, uimitor, nu există variante care să se creeze permanent, nu există variante care să ducă la alte identități. Din păcate sau din fericire, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu funcționăm decât așa, în două variante, biologic. Varianta pe care o cunoaștem masculină și varianta pe care o cunoaștem feminină. Ceea ce privește copiii, eu cred că a lăsa un copil să-și aleagă identitatea va crea un mare haos în psihicul lui, în identitatea lui, efectiv. Și un om care nu are o identitate este un om care nu există. De asta ne supără când cineva ne respinge și ne abandonează, pentru că pentru acea persoană nu însemnăm nimic. Nu dă doi bani pe noi, ne-a respins, ne-a abandonat, înseamnă că nu însemnăm nimic, înseamnă că nu avem valoare, deci cine suntem noi? Cu alte cuvinte, ne anulează identitatea. Deci identitatea este foarte importantă pentru un individ. Un individ fără identitate nu poate să existe, nu poate să nu are coordonate. Ori a fi așa labil între a fi și a nu fi, azi sunt, mâine nu mai sunt, cred că nu este o variantă foarte bună. Acum, dacă m-ați întrebat, eu am zis tot. Păi, dar o asemenea perspectivă nu aruncă în aer tot discursul contemporan în care e descurajat o asemenea luare de poziție, o asemenea poziție ca dumneavoastră?
Acum, da, poate că da. Eu v-am spus când am încercat până acum să studiez și să caut informații care să susțină necesitatea acestei schimbări și nu am găsit-o. Nu am găsit nici măcar care ar fi sensul acestei schimbări. Acum rămâne de văzut dacă cei care susțin schimbarea asta și susțin deschiderea asta spre noi orizonturi, noi identități, pot să justifice de ce este necesară și încotro va duce, sunt dispusă să accept dacă se justifică. Și poate aveți dreptate aici în sensul că dacă e și am vorbit la întâlnirile cu Sorin Lucas și cu invitații săi despre creier, despre dezvoltarea sa și în câteva rânduri și am pomenit și cărți, da, creierul se dezvoltă de plin până la 25 de ani și e într-adevăr justificată opinia dumneavoastră, dacă o luăm din perspectiva aceasta, că da, până se așează lucrurile, dacă putem spune așa neacademic, la nivelul structurilor cerebrale, e prematur să pui unui copil în față o decizie extrem de importantă, o decizie majoră, a decide dacă e între doi poli. Da, evident. Eu cred că așa cum nu punem preț sau nu luăm în seamă decizia unui copil în orice altă circunstanță importantă și spunem că e doar un copil, în alegerea identității mi se pare cu atât mai mult că nu putem lăsa pe la îndemâna unui copil să aleagă, un copil care nu are experiență de viață, nu are o bază de date în mintea lui foarte complexă. Pe baza a ce alege un copil? Iar dincolo de asta, ca o completare la ce am spus mai devreme, eu când susțin ce susțin, mă bazez pe niște date științifice. Până acum nu avem date legate de funcționarea masculină și feminină, să spunem, de funcționarea individului pe genul feminin și masculin, nu avem date decât din medicină și din psihologie. Că cele două domenii au arătat clar de-a lungul timpului funcționări diferite și funcționări diferite în două categorii, nu în șapte. Acum, dacă prezentarea dumneavoastră vrea să ducă în altă direcție, orientați-mă în altă direcție. Nu era nicio altă direcție, era de o clarificare. Și e bine să amintim și cele două cărți pe care le luăm în discuție și despre care o să vorbim de-a lungul prezentării. Iron John, Redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii. Adică nu dobândirea, redobândirea, ceea ce, da, e necesar să discutăm și Sorin aș vrea să intervii, și Misterele femeii, simbolul și ritualul de inițiere de-a lungul timpurilor. E important de văzut și mi-a plăcut în, da, și e interesant de văzut că e pornește de la Iron John, de la o povestire care a fost tradusă și în românește, da, Hans cel de fier al lui Andersen și preluarea... Nu, frații Grimm. Frații Grimm, pardon, dinspre tărâmul, spune acolo, dinspre tărâmul mamei înspre tărâmul tatălui, de preluarea în special a băiatului. Și m-am întrebat, și chiar ieri am avut o dezbatere în care unul dintre colegii de pe scenă, psihiatru, psihoterapeut, tânăr, vorbea despre faptul că a fost crescut de o mamă după ce tatăl său s-a pierdut. Și e întrebarea aceasta și mai cu seamă în vremea actuală, când, dacă e să ne uităm pe serialele Netflix, dacă ne uităm în realitate, sunt foarte multe persoane, bărbați singuri care cresc fete, mame singure care cresc băieți, sau s-au schimbat foarte mult dinamicile familiei și cine, da? Cine mai pune în act tranziția aceasta dinspre copilărie, adolescență, înspre maturitate, înspre masculinitate,
înspre feminitate și dacă e să discutăm în contextul pe care doamna Sofrone l-a pus în discuție, mai e necesar să mai fim așa de masculin și feminin? Și îmi place că în cartea aceasta Aaron John vorbește despre bărbatul neîmblânzit, da? Bărbatul acela care se află în societate, nu bărbatul sălbatic, ci bărbatul care e în societate, dar are și o anumită doză de libertate și o spune și de creativitate. Cine mai face, cine își mai găsește forța, abilitatea să facă mentorat? Un tată poate să inițieze în feminitate, un tată singur care își crește fata sau o mamă care își crește singură băiatul, poate face tranziția sănătoasă, nu știu dacă e cuvântul bine ales, înspre o masculinitate de aceasta creatoare? Da. Înainte de a începe să discutăm un pic și pe marginea cărților prezentate astăzi, cărți pe care le-am ales în contextul discuției noastre, aș vrea să spun că este într-adevăr un subiect, sau cred că este un cumul de teme, de subiecte destul de sensibile, ceea ce privește partea aceasta de diversitate. Poate ne putem duce și în zona multiculturalității, a rolurilor de gen, polarizarea rolurilor feminin, masculin în societate, pentru că, într-adevăr, așa cum ai specificat și tu, Richard, întâlnim tot mai des în societatea românească mămici care își cresc singure, să spunem, băieții, sau tătici care își cresc singuri fetițele. Și bineînțeles că aici niciodată poate o mămică nu va reuși să-i ofere copilului, băiețelului, ceea ce îi poate oferi un tată ca model. Și invers, un tată nu-i poate oferi fetiței ca un tablou complet, ceea ce oferă mama acelei fetițe. Aș vrea să spun, am găsit un citat foarte interesant în carte și am să vă și arăt la camera, aveți și linkurile în prezentarea și în postarea evenimentului nostru de astăzi. Robert Bly, Aaron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Și spune în prefață Robert Bly, care ne-a părăsit, dacă nu mă înșel, anul trecut în noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie, la venerabila vârstă de 96 de ani, de altfel un renumit și prolific poet, scriitor și activist american, devenit un fel de lider al mișcării mitopoetice de afirmare și dezvoltare a masculinității, spune așa: există inițiere masculină, inițiere feminină și inițiere umană. În această carte vorbesc doar despre inițierea masculină. Vreau să fie limpede faptul că această carte nu caută să-i monteze pe bărbați împotriva femeilor. Aici facem referire la faptul că el scrie această carte în perioada, să spunem, a sfârșitului anilor 60, începutul anilor 70, mișcarea hippie, flower power, industrialismul, feminismul de asemenea. Și atunci această carte a fost cumva o carte, aș spune, intrigantă și controversată prin conținutul ei la acele vremuri. Și spune: nu vreau să-i întorc pe bărbați la acel mod de a fi dominator care a dus timp de secole la represiunea femeilor și a valorilor acestora. Gândul din această carte nu constituie o provocare la adresa mișcării femeilor, făcând referire la mișcarea feministă. Cele două mișcări, dominanța bărbaților și emanciparea femeilor, sunt legate una de cealaltă, dar fiecare dintre ele se manifestă în intervale de timp diferite.
Jalea din interiorul bărbaților a crescut odată cu începutul revoluției industriale și a atins acum o adâncime care nu poate fi ignorată. Partea întunecată a bărbaților nu poate fi contestată. Explorarea irresponsabilă a resurselor pământului, devalorizarea și umilirea femeilor, fixația pentru războiul tribal, toate acestea sunt de netăgăduit. Moștenirea genetică contribuie la obsesiile lor, dar o fac de asemenea cultura și mediul. În cea mai mare parte, și arăși un lucru important, referitor și la ceea ce a spus Mihaela mai devreme, în cea mai mare parte, limbajul acestei cărți se adresează bărbaților heterosexuali, dar nu exclude pe cei homosexuali. Până în secolul al XVIII-lea, mă rog, termenul homosexual nu era folosit. Înainte de acel moment, bărbații gay erau înțeleși ca parte a largii comunități a bărbaților. Mitologia, așa cum o văd eu, spune Robert Bly în carte, nu face o mare distinție între bărbații homosexuali și cei heterosexuali. Și mai departe, ceea ce ai spus și tu, Richard, în această carte vorbesc despre bărbatul neîmblânzit, iar distinția dintre bărbatul sălbatic și bărbatul neîmblânzit este crucială de la un capăt la altul al acestea. Și am să revin puțin mai departe, mai târziu la cealaltă carte despre feminitate, misterele femeii, simbolul și ritualul de inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding. Ideea este că în această carte spune Robert Bly că Iron John este o carte și pentru bărbați, în condițiile în care mai există acei bărbați, o spune cu umor, și pentru bărbați, dar și despre bărbați. Pentru cei care simt că au parcurs un drum lung, și aș spune anevoios, până la recunoașterea, până la recunoașterea lor și până la a fi bine cu ei înșiși ca bărbați, pentru cei care simt că sunt abia la începutul călătoriei lor interioare de descoperire și afirmare, pentru cei care încă își pun întrebări dacă este ceva în neregulă cu ei, cu lumea, cu femeile, cu ceilalți bărbați, însă și pentru cei care abia, să spunem că deschid cumva ochii către vastul univers uman și înțeleg că există în lume forțe potrivnice, dar și complementare. Iar apoi este și o carte pentru femei, pentru că pentru acele femei care vor să înțeleagă mai bine natura bărbatului, spiritul masculin și să vadă lumea cu alți ochi, privind în oglinda celuilalt sex, vor să învețe despre sine și despre propria viață. Am făcut așa o mică, pentru că este într-adevăr o carte foarte importantă și îi mulțumesc prietenului meu, traducătorul Andrei Găitănaru, psihoterapeut iunghian, care a scris această carte. Și cu care, de altfel, cu această carte s-au identificat mulți bărbați. Chiar cineva spunea la un moment dat... A tradus, ai zis că a scris. Scuze, a scris-o, a tradus-o, cer scuze, a tradus-o Andrei Găitănaru. Și la un moment dat, un profesor, când a aflat că el, uite, traduce această carte, a spus, măi, tu ai vrut să traduci această carte, de fapt, pentru tine. Pentru că simțea că ceva este de spus din acest punct de vedere. Da, trăim vremuri foarte contradictorii, le-aș spune, și foarte tulburi. Cum spune și Robert Bly în carte, parcă trăim într-o lume de mascul, de fapt, și nu de bărbați. Societatea românească, dacă ar fi să facem referire strict la ceea ce se întâmplă în peisajul românesc, și sunt convins că lucrurile astea le întâlnim și peste ocean și în Occident, cumva s-au pierdut bărbații, dacă e să ne referim la, uite, mă gândeam, chiar vorbind cu Andrei într-un material video, vorbeam despre bărbații de stat din România. Ce bărbați de stat? Oameni politici, bărbați politici existau în secolul XIX sau în secolul XX sau în perioada interbelică și ce există acum. Și într-adevăr, cred că și-a pus o amprentă foarte mare contextul social, istoric, cultural și în general cutumele, pentru că suntem tributari acestor cutume
culturale și sociale pe care noi le-am trăit în ultimii, sau mă rog, în perioada comunismului, în cei 45-50 de ani, vorbim despre, pe modul supraviețuire, vorbim despre bărbați cumva absenți din educația băieților, bărbați care aveau mai degrabă rolul de furnizor de resurse, da? Care asigurau prin salariul pe care l-aduceau, asigurau hrana și supraviețuirea familiei, dar se ocupau mai puțin de educația, de creșterea și educația copiilor. Mai mult intra în apanajul mamei această creștere și educația copiilor, mai ales se și spunea că mamele de la stat rămâneau acasă, nu mai știu când mi-aduc eu aminte, un an, doi ani, trei ani, da, și se, fiind acasă, se ocupau cu treburile casnice și de creșterea și educația copiilor. Iată, deci, cum spuneam, suntem tributari acestor cutume sociale și cred că lucrurile ar trebui să se schimbe. Cum vorbeam într-un material cu Mihaela în urmă cu câteva zile, ar trebui cumva, noi vorbind despre parentaj, atunci despre parenting, ar trebui cumva adulții să-și schimbe mentalitatea. De asta este un soi de schimbare și de polarizare al rolurilor de gen, în care femeile, crescându-și cumva singure copii, având grijă de gospodărie și de casă în absența unui bărbat, în absența soțului, a tatălui, după o separare, după o despărțire, după un divorț, ajung să facă multe din muncile, să le spunem, din lucrurile pe care înainte le făcea un bărbat, fiind împinse de această nevoie, să spunem, de a le face singură. După cum există și bărbați care se ocupă foarte mult, să spunem, sau mult, mă rog, fără să generalizez, de zona aceasta casnică, că vorbim de piață, că vorbim de poate unii de făcut mâncare, că vorbim de curățenie, că vorbim de mers cu copiii în parc sau de ajutat copiii la teme sau în orice alt fel de proiecte. Pe de o parte este bine, pe de altă parte trebuie să înțelegem exact care este rolul masculin și etapele maturizării masculine și cum se face inițierea băiețelului care în etapele acestea ale devenirii, cum spune Robert Bly, face trecerea de la puber, adolescent, de la băiat la bărbat și la fel cum se produce acest proces al inițierii și cum urmează după aceea firesc etapele maturizării nu numai fizice, dar mai ales psihoemoționale la fete devenind femei. Adică fiecare să aibă așa un soi de delimitare a propriilor roluri pe care le au în viața de familie, în viața de cuplu și, bineînțeles, în societate. Mulțumesc! Aș vrea să te contrazic puțin, Sorin, și nu să te superi pe mine. Niciodată! Haideți să ne uităm un pic în spate. Perioada postbelică. Câte femei au rămas singure, cu mulți copii pe vremea aceea, nu vorbeam de o planificare familială ca acum, și câte femei munceau și în locul soților ca să poată să-și întrețină acei mulți copii, cu ziua, da? Pe unde puteau, cum puteau. Nu mai avea cum să stea acasă să-și crească copiii. Băieții ăia au devenit bărbații din secolul XIX, din secolul, da, nu neapărat, hai să zicem mai târziu, chiar și începutul secolului 20. Sunt bărbații despre care vorbeai că erau oameni de stat, da, care aveau verticalitate. De unde au învățat băieții ăia să fie bărbați? Și în condițiile în care erau crescuți doar de mame și de niște mame foarte ocupate sau, nu mai zic, de niște mame poate mai puțin educate. Eu cred că problema în ziua de astăzi nu este atât familia monoparentală și faptul că mama rămâne singură cu copiii, cu băieții și nu reușește să înlocuiască pe tată, să înlocuiască rolul tatălui din punct de vedere al formării băiatului și invers în cazul taților cu fetele,
Eu cred că problema în ziua de astăzi o reprezintă haosul ăsta al mentalității comune, sociale. Mentalul social este haotic în România. Împrumutăm idei de pe oriunde. Toată lumea învață pe toată lumea. Chiar un coleg de-al meu își făcuse teza de doctorat, începuse pe ideea datului cu părerea la români. Toată lumea știe, toată lumea te învață, e un haos, mass media prezintă, după mine, eronat multe informații. Nu informațiile sunt eronate, cât intenția din spatele mesajelor respective. Se pune preț foarte mult, se distanțează, dacă observați, cel mai mult se pune preț pe estetic în masculinitate și feminitate. Cum se îmbracă unii, cum se îmbracă ceilalți, că își fac bărbații manicura sau că femeile nu știu ce fac într-o zonă mai spre masculină, așa. Nu despre asta e vorba. Nu contează cum ne îmbrăcăm, contează cum gândim, contează principiile, contează cum ne identificăm și care sunt rolurile, cum ne asumăm rolurile de bărbați și de femei în societate. Gândiți-vă că în istorie au fost bărbați, nu, care purtau rochile alea lungi în timp și nu mai zicea nimeni că poartă rochii. Acum, dacă ar începe să poartă rochii, vai ce problemă este. Nu mai zic de țările arabe, unde încă se mai poartă hainele acelea lungi. Întotdeauna când au fost schimbări din astea, au fost șoc și discuții și nemulțumiri. Nu asta e problema. Masculinitatea și feminitatea nu stă în partea estetică, în latura estetică, ci stă în atitudinea, în verticalitatea fiecarei identități. Iar asta este influențată în ziua de astăzi foarte mult de societate, mai puțin de mama și de tata. Până și mama și tata, și mai e o problemă pe care am trăit-o și eu când eram mamă singură. Din fericire, eu aveam fată și a fost mai ușor. Ideea este că atunci când ești părinte singur, nu mai ai cu cine să te sfătuiești. Într-adevăr, te gândești cum o fi mai bine. Sunt situații în care parcă nu e sigur pe deciziile pe care le iei. Și asta cred că o întâmpină mulți părinți singuri. Cu cine să mă sfătuiesc? O fi bine să o las, să-l las, să nu-l las, să-i zic, să nu-i zic, să discut cu el niște lucruri sau nu. Însă, mai dincolo de asta, nu cred că părinții care își dau interesul și care chiar vor să susțină copilul, nu supline sau nu-i ajută să-și contureze o identitate. Dar cred că foarte mult influențează mentalul social, care este haotic în ziua de astăzi. Informațiile sunt de toate felurile. Nu se bazează pe nimic și nimeni nu mai caută sensul, nu mai caută sursa. Măi, de unde vine asta? Ce-i cu ideea asta? De ce aș face așa? De ce mă duc în direcția aia? Pentru că noi nu mai gândim și copiii din ziua de azi și tinerii din ziua de azi nu mai gândesc. Dar asta e o altă discuție. Dar cred că e bine să ne punem problema, pentru că și ieri, după dezbaterea pe care am avut-o, a venit un student din anul 3, un student pe care îl apreciez, și spunea că el are o fată, o soră de 8 ani, e într-o familie doar cu mama, deci el student la medicină în anul 3, ea, fetița, sora lui de 8 ani, crescuți de mamă, și spunea că se îngrijorează și observă, pentru că are o relație foarte bună cu sora lui, de colegii ei și se teme mai mult de generațiile care vor veni din urmă, constatând o agresivitate, o lipsă de interes, care se observă și la mulți liceeni, studenți din prezent. Adică eu observ că punând în fața studenților, să spun, materiale despre o conferință pe internet, pe diverse platforme, în ziare, pe tot felul de portaluri sau chiar și pe afișierele, vizierele universității sau în oraș, ei nu le observă și e o lipsă de
prezență în prezent, să spun așa, că tot a discutat Sorin de-a lungul vremii despre prezență, importanța aceasta a fi și a ființei. Și permanent, de exemplu, dacă e să vreau să-ți povesti despre experiența personală, dar dacă este să sfătuim, da, ne adresăm în principal, să spunem, dar nu doar studenților de la medicină, care eventual își vor construi o familie. Dacă tot ați vorbit despre parentaj, își vor alcătui un cuplu care poate va, din rândul cărora, vor face unii și copii sau vor avea și copii. Și vorbim despre oameni care vor fi foarte ocupați permanent și văd site-uri din străinătate, cel puțin în Statele Unite, care învață cum să gestioneze problemele de familie și cu copiii, dar în principal dacă să te căsătorești doctor cu doctor sau dacă nu ești doctor, dacă e bine sau nu să te căsătorești cu un doctor, dar e, să spunem așa, nu sfaturi. Dar ce recomandări ar fi pentru niște oameni foarte ocupați, dedicați meseriei, nu? Că permanent se vorbește despre faptul că s-a depus un jurământ al lui Hipocrate și e necesară implicarea și dedicarea și prezența 24 de ore de 24 pentru pacient. Și unde își mai găsește rolul copilul, unde își mai găsește, da, ce discutăm astăzi, masculinitatea și feminitatea, într-o familie de medici ambii implicați care au un copil care eventual e crescut de o bonă, cine mai infuzează această tranziție între copil, adolescent și matur? Dacă e să le dăm lor așa o perspectivă, cum ați vedea, ca să fim și concreți? Înainte de a vă răspunde, mi-am adus aminte că voiam să fac o precizare atunci când a citit Sorin din carte. S-a amintit un pic de homosexualitate, de faptul că se adresează cartea și bărbaților homosexuali. Și vreau să fac o precizare pentru toată lumea, pentru că foarte multe persoane fac confuzie. Există confuzia între orientarea de sexuală și identitatea de gen. Noi astăzi vorbim despre identitatea de gen și nu despre orientarea sexuală. Sunt două lucruri absolut diferite și despre care discutăm diferit. Identitatea de gen poate să fie influențată de părinți și de cei din mediul în care trăiește copilul. Orientarea sexuală este cu tot o altă discuție, dar nu cred că intrăm în subiectul ăsta astăzi. Bun, ziceați cum să facă. Evident că nu există o rețetă, dar contează ca tinerii să înțeleagă că este absolut necesar să-și petreacă timp cu copiilor. Deci, acum, cine cu cine se căsătorește sau formează un cuplu, nu neapărat se căsătorește, da? Nu vorbim acum de tradiționala căsătorie, ci vorbim de un cuplu care va avea copii. Nu știu cum necum, dar ce trebuie să știe ei foarte clar este că dacă vor să dea viață unui copil și acel copil să se poată bucura de viață și să fie un adult echilibrat la maturitate, ei vor trebui să-și petreacă timp cu el. Cu siguranță că nimeni dintre cei care sunt activi profesional nu își poate petrece timp non-stop cu copilul. Dar e foarte important ca acel timp pe care reușește să-l petreacă fiecare să fie de calitate. E, aici e o discuție întreagă. Chiar studenții mei mă întreabă uneori ce înseamnă timp de calitate cu copil. Și aici sunt o mulțime de lucruri de spus. E foarte important, dar exact ca și cum ai trata copilul ca pe un adult sau așa cum ai vrea să petrești timp de calitate cu partenerul tău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vrei să fii relaxat, înseamnă că vrei să vezi ce mai face, ce simte,
ce se întâmplă cu el în zilele respective, în ziua respectivă, ce își mai propune să facă, visează la ceva și, nu știu, are anumite perspective, a mai descoperit ceva nou. Trebuie să timpul de calitate înseamnă, după mine, timp în care ne cunoaștem și ne recunoaștem permanent unul pe celălalt, fie că e părinte, e copil, fie că e adult-adult. Dar, cu siguranță va contribui și bona, și bunica, și mama, și școala, că așa a fost tot timpul, însă părinții sunt responsabili și asumă, în momentul în care aleg să aibă un copil, își asumă rolul de coordonator, rolul de manager, rolul de autoritate supremă, care se va impune cumva în relația asta, așa încât copilul să știe că ceea ce spune părintele este just și este peste toate celelalte informații, eu așa văd. Însă în realitatea pe care o trăim acum, nu putem vorbi de așa ceva. Eu vorbesc de cum ar fi ideal, nu cum și cum trebuie făcut, nu vorbesc de ceea ce se întâmplă. Din păcate, realitatea pe care o văd în jur, părinții și asumă de cele mai multe ori cel mai mic rol sau cea mai puțină implicare. Păi da, înseamnă că noi vorbim în realitatea, că realitatea asta e una șubredă, pe realitatea asta se construiește prezentul și viitorul, ceea ce îmi dă de înțeles că va fi și mai nasol. Va fi mai nasol dacă vom continua la fel. Poate că de asta ne întâlnim noi azi aici și mâine în altă parte și încercăm din răzputeri pe toate căile să tragem semnale de alarmă și să îi ajutăm pe cei care chiar vor să nu alunece pe panta care s-a creat deja și să refacem ceva, să ne reîntoarcem, apropo, la esență. Eu așa cred. Sorin, ce mai spui înspre discuția noastră? Pentru că aș introduce o chestiune pe care am auzit-o din ambele unghiuri, și din cel feminin și din cel masculin, la persoane. Mă refer la universitari, colegi de-ai mei, prieteni din București, din Iași, din alte părți, care sunt în familii cu dificultăți, să spun așa, căsătoriți, nefericiți, și ambii se acuză, sau un bărbat despre soția lui, se acuză de imaturitate. Oameni care au, să spunem, până în 40 de ani. Cum putem să înțelegem chestiunea aceasta și de unde e imaturitatea aceasta? Pentru că o aud din ce în ce mai des, în sensul că nu există încă un om de 40 de ani n-a făcut tranziția aceasta înspre bărbat, respectiv înspre femeie, oare? Iarăși mă întorc la, uite, timp ce te ascultam, și tu știi lucrul ăsta foarte bine, cum am făcut și dățile trecute, îmi vin în minte, alte cărți. Și mă gândeam la cartea lui Lindsay Gibson din colecția Psihopractica, editurii Herald, Copiii adulți, un titlu extrem de sugestiv, Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional. Excelent. Și pe care o recomand cu tot drag. Mă întorc, cum spuneam puțin mai devreme, la aceste tipare relaționale și la aceste cutume și norme trăite în urmă cu mai multe decenii. Faptul că am trăit într-un anumit tip de societate, faptul că cam ceea ce primea omul din partea sistemului sau din partea societății, acea rigiditate și autoritate pe care de altfel o întâlnea părinții noștri, o întâlneau și la servici, o transferau cumva și în spațiul familial de acasă. Probabil că unii dintre noi, și când spun noi, nu mă refer doar la noi trei, ci în general,
au avut anumite tipologii de părinți. Perpetuate aceste tipare relaționale. Ne-am duce și nu avem timp prea mult în zona psihologiei transgeneraționale și a psihogenealogiei. Foarte multe familii aveau un tată autoritar și o mamă hiperprotectoare sau hipergrijulie. Cum spune Alfie Kohn, un alt autor drag mie, într-o altă carte, mama cloșcă sau părintele elicopter care survolează spațiul intim al copilului, tot timpul să-l controleze, să afle ce face. Și n-am, eu cel puțin și nu numai, cred că numai eu, n-am scăpat de această meteahnă din partea părinților, să știe dacă mă duc la o petrecere, la ce oră vin, cum vin, dacă vin întreg și așa mai departe. Deci, da, cred că foarte mult contează modelele parentale. Dacă am avut parte de părinți implicați și cumva transferăm la vremurile pe care le trăim acum, dacă am avut parte de părinți implicați, dar de ambii părinți, nu doar de unul, da? Și de o mamă implicată și plină de iubire și afecțiune și un tată la fel implicat în creșterea și educația copiilor, atunci copilul se va dezvolta într-un spațiu optim, într-un spațiu, să spunem, plin de armonie și de echilibru, în care își va dezvolta niște valori. Și valorile părinților se vor transfera asupra copilor. Acolo vorbim despre maturitate, pentru că și empatia ajută foarte mult la dezvoltarea maturității psihoemoționale. Bineînțeles, și aici are legătură cu stilurile de atașament ale lui foarte bine cunoscute, ale lui John Bowlby. Dacă vorbim despre, să spunem, un cadru foarte ostil, cu violență, cu violență domestică, în care tata, nu știu, o bate pe mama sau are tot felul de acte de violență și violență de limbaj și violență, să spunem, de comportament, de atitudine, copiii sunt comparați cu alți copii, sunt etichetați, cum numesc eu, un fel de bullying domestic, e clar că de acolo vor ieși niște copii poate inadaptați suficient din punct de vedere social și fără să aibă această maturitate psihoemoțională. Vor căra cu ei în spinare, în spate, acest bagaj toxic, l-aș numi, emoțional, și îl vor perpetua, aceste tipare disfuncționale, în relațiile pe care le vor avea cu proprii copii. Deci, eu cam în felul acesta văd lucrurile și ăsta este și motivul pentru care, da, întâlnim în societatea românească persoane imature, să spunem, din punct de vedere psihoemoțional, în jurul vârstei de 40-40 și ceva de ani. De regulă știi că se și spune, acum făcând o glumă, că bărbații se maturizează mai târziu, peste 40 de ani, așa, noi rămânem așa, în noi rămâne o mică părticică de puerus eternus, așa, dar contează foarte mult relația pe care am avut-o, bineînțeles, cu mama, cu mamele noastre, dar contează, cred că, foarte, foarte mult și modelul de tată pe care l-am avut în copilărie. Doamna Sofronie, vă rog. Eu aș spune că pe lângă ceea ce a subliniat Sorin, pe lângă modelul de copil cu traumă, care din cauza acestor traume nu ajunge un adult echilibrat și se maturizează mai greu, chiar dacă poate, pe de-o parte, unii sunt chiar mai maturi trecând prin greutăți, se spune, din punct de vedere emoțional nu sunt maturi. Eu aș spune că există și varianta cealaltă, a copiilor cărora nu le lipsește nimic și care sunt crescuți așa în puf, pentru care părinții fac tot. Iarăși, sunt copii care vor deveni adulți maturi foarte multă vreme.
lipsa responsabilizării copilului. Cred că e factorul numărul unu în maturizarea târzie. Copiii care se trezesc la maturitate că nu știu nimic, nu știu cum să se descurce, nu știu unde să își plătească facturile, nu știu de unde iau trenul sau avionul, nu știu nimic. Ce să gătească cumpere, nimic. Cum să mănânce. Exact, ce să mănânce, cum pune într-o tigaie sau în oală sau ce. Da, copiii ăștia, după mine, sunt traumatizați de acest răsfăț în copilărie, pentru că la maturitate se vor lovi de foarte multe probleme, ceilalți din jur nu-i vor mai tolera și nu-i vor mai răsfăța. Nu se vor descurca cu ușurință și încrederea în sine se va prăbuși și toate aceste aspecte vor contribui la întârzierea maturizării. Dar vreau să vă întreb, am sesizat cel puțin două teme importante despre tinerii care au trecut prin greutăți, prin traume și la un moment dat fie fete sau băieți, îi caută pentru a le fi parteneri în ideea că, dom'le, ăsta e un om care a trecut prin greu, deci știe ce e greu, deci mă aliez cu el. Asta e una dintre pe care aș vrea să o adânciți un pic. Și a doua este faptul că sunt familii, în general oameni cu stare, în care, să spun, este un băiat de 30 de ani. Băiat, să spun, și o să spun de ce spun băiat, în care mama încă se ceartă cu tată și încă îl consideră, chiar dacă el lucrează undeva, încă îl consideră copil, tatăl își dorește ca el să părăsească, băiatul lor să părăsească domiciliul părinților și este polemica aceasta, lasă-l să mai copilărească că are abia 30 de ani, noi ne-am căsătorit când tu aveai 25 și ne-a fost greu, mai lasă-l să stea în casă, că are timp să se căsătorească, acum stă cu noi. Deci aceste două chestiuni legate, copilul care a trecut prin traumă și a ajuns adult și este văzut ca ceva viguros, ceva care a fost bătut de toate vânturile sorții și acum este un copac foarte viguros. Și cel care încă e considerat copil și se ceartă mama cu tata pentru a rămâne sau a părăsi casa. În prima situație vorbim de două aspecte. Un copil care a trecut prin diverse probleme în copilărie va ști să se descurce în viață mai bine, poate. Va ști să iasă din situațiile de criză. Are o experiență mai vastă, nu? În spate. Imediat se sesizează, poate față de alții, pericolul sau situațiile vulnerabile. Și are o experiență care îl face să se descurce mai bine decât alții care au fost răsfățați. Însă, din punct de vedere emoțional, el nu este în echilibru. Dacă acel copil nu a făcut terapie, acel copil nu și-a tratat trauma sau traumele, nu este un adult echilibrat emoțional. Deci, rațional, el poate să funcționeze foarte bine, poate să se descurce, poate să găsească soluții la probleme, poate să își propună să aibă ambiții, să-și ajungă departe. Sunt mulți copii care au avut probleme în copilărie și care s-au ambiționat să învețe și să ajungă cineva și să demonstreze că ei sunt și pot și așa mai departe. Lucru care nu e rău, însă din punct de vedere emoțional, cei mai mulți sunt praf. În relația de cuplu, dacă te căsătorești cu o persoană sau intri într-o relație de cuplu cu o persoană așa, trebuie să-ți asumi asta, să știi că persoana respectivă, din punct de vedere emoțional, nu e stabilă, nu e vindecată. Și atunci îți asumi, încerci să îl susții, dacă tu ești mai echilibrat, să sperăm, tu cel care l-ai ales, sau îl susții să facă terapie și așa mai departe. Deci sunt două aspecte. Îl iau pentru că e pe picioarele lui din multe puncte de vedere,
dar trebuie să știu că la pachet vine cu o vulnerabilitate emoțională. Iar celălalt exemplu, despre celălalt ce să zic? Dacă m-aș apuca acum să vă povestesc despre mamele de băieți, n-am ajunge prea departe până când am primit tot felul de mesaje. Aș supăra mamele de băieți. Da, mamele de băieți sunt mai... nu știu cum să zic, mai protectoare sau mai controlatoare sau sunt mai legate de băiat decât mamele de fete de fete. Poate pentru că m-am întrebat și eu de mult de ce așa, probabil că și în general mamele care sunt așa mai cloșcă, mamele de băieți care țin așa băieții mai sub aripa lor, din ce am încercat eu așa să observ din umbră, nefăcând un studiu foarte concret, sunt mame care au avut în spate o experiență negativă cu bărbații, fie înainte de a se căsători sau de a fi cu tatăl copilului sau în adolescență sau poate chiar cu partenerul actual, așa încât atunci când au băiatul ajung conștient sau mai puțin conștient să gândească în sfârșit un bărbat care o să mă iubească necondiționat, care nu o să plece de lângă mine și pe care pot să-l controlez în totalitate. Tendința asta a mamelor de a ține copilul, băiatul, lângă ele și de a-l răsfăța, de a face în locul lui totul, pentru că multe mame îmi spun, ziceai, tu ai avut fată și n-ai avut problemele astea. Băieții sunt așa mai infantili, chiar ei nu se descurcă până târziu. Nu știu, eu nu știu cum e să ai băiat, nu am crescut un băiat, dar eu nu prea cred povestea asta. Cred că mamele nu susțin băieții să se dezvolte mai mult. Adică mamele sunt așa, mama îi pune de mâncare, mama îi ia farfuria, mama îi o spală, lasă că face mama, băiatul stă pe canapea, asta vă spun din alte experiențe cu, mă rog, prieteni sau de povestiri de pe la cabinet. Băiatul stă pe canapea și o strigă pe mama din bucătărie, dă niște apă și mama zice, vezi că ai sticla pe canapea, dar e la capătul ăla al canapelei și el zice, vino tu și dă-mi-o și tot așa. Adică și mama vine, ce să fac? Mă duc să-i dau apă și așa mai departe. Toate aceste aspecte care par amuzante la un moment dat duc la întârzierea maturizării unui băiat. Și după părerea mea, din tot ce am studiat eu în zona psihologiei până acum, nu e normal ca un băiat, un bărbat de 30 de ani să mai locuiască cu părinții și să mai copilărească în felul ăsta. Nu e facil pentru cumva nimeni. Mama devine așa cu băiatul pentru că îl simte sau simte depărtarea de soț și e cumva compensatoare asta? Poate să fie, da. De multe ori este, e o problemă în cuplu și mama se simte bine că are nu neapărat un locuitor, dar pe cineva care completează acolo niște lipsuri. Da, cred că am auzit, de exemplu, spun, ăsta e bărbățelul meu, când au chiar și un băiat proaspăt născut și cred că mai curând e explicația asta, dar vreau să vă întreb pe ambii, nu sunt conștiente mamele de faptul acesta că îi handicapează, iertați-mă dacă folosesc cuvântul ăsta, și îi adâncesc în imaturitate, le prelungesc copilăria asta la infinit? Nu sunt conștiente oameni și vorbim de, da, cărți deschise pentru minți deschise, dar adică acum suntem expuși la atâta informație, cărți, bloguri, televiziuni, documentare, YouTube. E cantitate enormă de informații despre creșterea copiilor. Nu sunt conștiente mamele sau părinții, dar să spun, vorbim despre mame, despre adâncirea aceasta în imaturitate.
Eu am auzit mame care mi-au spus, mame, o mamă, de exemplu, mi-a venit acum în minte, care a spus, lasă că știu eu cum să-l fac, să-l fac dependent de mine. Pe de altă parte, am întâlnit mame cu care discut și le spun, fac eu conștiente, le conștientizez eu că nu e ok ce fac și ele îmi spun, da, ai dreptate, dar continuă să facă cum cred ele și cum știu ele. Eu cred că este rațional, sunt conștiente, emoțional sunt, au niște traume în spate care le controlează și ele nu mai au controlul asupra acestor emoții și da din cauza acestor emoții, frici, nevoi neacoperite, sunt controlate de toate acestea și nu mai realizează că, sau chiar dacă realizează rațional, merg înainte. Simt nevoia să-și satisfacă emoțiile respective în felul în care pot. Sorin? Eu aș completa și aș sublinia ceea ce a spus ceva mai devreme Mihaela, faptul că aceste mame nu au o relație de cuplu prea funcțională, ca să nu zic disfuncțională, da? Și chiar dacă ea poate a fost funcțională la începutul relației, dar pe parcurs lucrurile au scârțit până au ajuns să... Și atunci cumva mama își concentrează, să spunem, sensul propriei existențe în ceea ce privește creșterea și educarea copilului așa cum crede ea de cuvință mai bine, orică vine cu un tipar din copilărie, de la proprii părinți, orică, după cum bine știm, cel puțin în anii 70, 80, 90, mamele se informa una pe cealaltă. Vezi că eu i-am dat la prânz piure de banane cu biscuiți și l-am mâncat tot, încearcă și tu. Da, da, bun, fac și eu la fel. Pentru că erau vecinele, prietenele, nu existau cărți de parenting, nu existau forumuri unde să aibă tot locul tot felul de discuții, nu existau, nu știu, conferințe, cursuri și webinarii. Oamenii nu prea aveau de unde să se informeze. Mi-aduc aminte că în vremea copilăriei mele, cred că am găsit o carte, dacă nu mă înșel, cred că se numea Mama și copilul sau cam așa ceva, o carte foarte groasă, da, unde erau amestecate acolo, cred că și informații de natură anatomică, fiziologică, de creștere și așa mai departe, dar niciun caz noțiuni de psihologie sau de creștere de parenting. Da. Și atunci, na, lucrurile se făceau așa, cam după ureche sau după ce a încercat X sau Y, cum a experimentat fiecare, transmitea mai departe. Și probabil că din acest motiv, plus mitul, că l-aș putea numi un mit, lasă că vreau, și de altfel Mihaela a și scris despre treaba asta, lasă că eu vreau pentru copilul meu tot ce e mai bun. Nu vreau niciun caz să sufere, asta în cazul în care eu, ca părinte, am suferit în copilărie, nu vreau niciun caz să sufere și vreau să nu-i lipsească nimic. Să aibă tot ceea ce mi-a lipsit mie și să treacă prin viață așa, ca o floricică. Părintele, de altfel fiind bine intenționat, părintele se gândește, el dorindu-și binele copilului, bă, să-i fie bine. Stai puțin, că acest bine nu e de fapt bine. Faptul că un părinte, dacă vrea să crească un copil care devine ulterior un bărbat matur emoțional sau o femeie matură din punct de vedere emoțional, trebuie să lase pe copil să-i dea niște task-uri, niște sarcini mici pe măsura putinței lui și conforme cu vârsta lui. Pentru vârsta de 5, 6, 7 ani, copilul poate să facă lucrurile astea, să le ducă la bună îndeplinire. Pentru vârsta de 10, 11, 12, 13 ani, poate să facă lucrurile astea și așa mai departe. Și copilul se obișnuiește cu aceste sarcini și se creează un soi de relație de interdependență, nu de codependență sau dependență față de părinte. Pentru că mama cumva, într-un soi de egoism, ea și-ar dori ca nu cumva
De asta și dorește copilul, băiatul, să fie dependent și ține-l casă până la 30 de ani, ca nu cumva să piardă dragostea lui. Da? În momentul în care băiatul se căsătorește, vedeți cam ce este în sufletul mamei de băiat. Da? Mi l-a luat aia. Gata, nu-l mai văd, nu mai nu știu ce, vine mai rar, nu-i mai fac eu ciorba lui preferată sau felul lui de mâncare și așa mai departe. Deci mama cumva încearcă și are grijă de acest cordon umbilical, psihoemoțional, care leagă în legătura aceasta de dependență mama de copil, ca nu cumva să-l deterioreze sau să se rupă acel cordon umbilical, pentru că i-ar fi teamă că ar putea să piardă iubirea copilului, pentru că așa cum discutam cu Mihaela, părinții au această teamă, mai ales la vârsta adolescenței, că s-ar putea să fie respinși, s-ar putea să fie neacceptați, s-ar putea să nu mai fie iubiți de copii. Și dacă până la, nu știu, 5, 6, 7 ani, 8 ani, părintele reprezenta pentru copil buricul pământului, centrul universului, da? Uite că deja la 16, 15, 16 ani, când copilul își dorește să aibă propria identitate și când se formează personalitatea, s-ar putea ca acel copil să nu mai fie, să nu se mai simtă validat și mulțumit de validarea primită din partea părinților și să o caute de la colegi, de la prieteni sau din alte microgrupuri, cum le numeam noi pe vremuri, găști. Da? Cam despre asta este vorba. Da, pot da un exemplu, pentru că mi-aduc aminte de o doamnă, da, o doamnă intelectuală, care chiar când stăteam la masă, recunoștea, nu era băiatul acolo, recunoștea că ea chiar și acum îl spală în cadă, el fiind în anul întâi la o anumită facultate. Wow. Cam exemple din acestea pot da mai multe. Adică gândiți-vă cum se va dezvolta și cum își va construi o relație acel băiat cu o fată, având în vedere că, da, el acasă încă este igienizat, să spun, de mama lui. Dar vreau să vă întreb, pentru că am și scris recent un text în Viața Medicală și vă întreb și pe voi, cum de reușim să construim, să facem atâtea lucruri importante în societate? Da, uite, am făcut acest live. Avem scule, cărți și toate construcțiile care rezistă mii de ani, dar nu reușim să ne construim relații de calitate, nu reușim, da, prietenii, cupluri, familii, copii, parenting. Adică cum reușim să construim atâtea lucruri care dăinuiesc, iar o relație de parteneriat durabilă, stabilă sau cum să o denumim, nu reușim, funcțională, nu reușim să o construim. O să încerc să vă răspund eu la întrebarea asta, dar înainte de asta voiam să vă spun că exemplul pe care l-ați dat, sau în exemplul pe care l-ați dat, vorbim clar de un abuz. În cazul mamei care își igieniza băiatul. Și aici vorbim de un abuz sexual. Dar asta e o discuție lungă. Sunt o mulțime de comportamente care par normale și naturale părinților și care în literatura de specialitate se arată faptul că sunt abuzuri, de fapt. Bun, trecând peste exemplu ăla, spuneați de ce nu reușim să avem relații solide sau relații stabile și reușim să facem o mulțime de lucruri. Da, dar lucrurile pe care le facem nu presupune presupun un proces continuu. Toate celelalte lucruri se fac într-un timp anume și rămân făcute sau s-au consumat și gata. Relațiile trebuie să rămână, da, sunt un proces continuu, ele trebuie să rămână pe termen foarte lung ca să fie așa cum ne dorim. Pe de altă parte, eu le spun mereu studenților că relațiile interumane sunt cea mai mare bogăție pe care o avem. Dacă avem relații bune, putem să facem sau știm să stabilim relații bune cu ceilalți, putem să facem orice.
nu banii, nu nimic altceva. Dacă nu ai bani și ai relații bune cu ceilalți, reușești să faci lucruri. Dacă ai bani mulți și n-ai relații bune, nu reușești să faci multe lucruri pe termen lung sau solide. Pentru că suntem oameni, suntem, în primul rând vorbim de o sumă sau de vorbim de legături între două identități sau mai multe, da? Vorbim de grup, de prietenii, unice, spre deosebire de alte lucruri care probabil că sunt construite cu elemente multiplicate sau da, pe care le cunoaștem foarte bine și rămân stabile, mai ales lucrurile materiale. Relațiile sunt legături între identități unice și care sunt într-o continuă schimbare. Și atunci, de aici, fragilitatea relațiilor. Asta nu înseamnă că nu putem avea relații bune. Important este să vrem. Și asta o spun mereu și la terapia de cuplu. Dacă unul dintre cei doi nu-și mai dorește relația aia, ați venit degeaba. Dacă ne dorim relațiile respective și de o parte și de cealaltă, din ambele părți, atunci ele pot să fie de lungă durată și stabile, pentru că orice se întâmplă poate fi depășit. Pentru că relațiile se bazează pe negociere permanentă. Negociere și renegociere. Permanent se schimbă o dată a problemei, un detaliu, îl încorporăm, să spunem, în relația noastră și îi dăm o altă identitate relației. Apare iar altceva bun. Trecem peste ce apare și din nou se reconturează natura relației noastre. Asta e, să zicem, soluția cea mai bună, după părerea mea, de a menține relații pe termen lung. Poate ar fi diferența între artă și artizanat, că artizanatul presupune o multiplicare la infinit a unor proceduri și arta presupune acea scânteie, presupune... Exact. Da, am înțeles. Sorin, vrei să intervii? Eu aș vrea să... Mi-aș dori, dacă putem să ducem un pic discuția, pentru că sunt convins că există această întrebare sau aceste întrebări, spre ceea ce pomeneai sau menționai tu puțin mai devreme, un termen care un prieten, Vlad Nicodin, cu care am făcut un material, tot așa material video, spunea că nu există, eu spunându-i că de fapt există. Masculinitatea toxică. Da. Cum ne raportăm la masculinitate și cum ne raportăm, de exemplu, la feminitate? Și la polarizarea genurilor. Iarăși mă întorc la tiparele relaționale și mă gândesc legat de partea aceasta de agresivitate, faptul că în societatea noastră masculinitatea este asociată cumva cu agresivitatea și unde să spunem că ultimul cuvânt, și îl pun în ghilimele, poate fi impregnat așa, nu cu palma sau cu pumnul și nici de cum cu printr-un dialog sau pe un ton, să spunem, poate prea ridicat pentru o discuție civilizată. Și mă gândesc de unde, care sunt de fapt rădăcinile acestei masculinități, să le spunem, toxice, care apar de fapt tot din ceea ce înseamnă violența domestică, violența pe care noi ca copii am văzut-o în familiile noastre de origine, în familiile noastre de proveniență, mai ales la părinții noștri. Și practic noi, în momentul în care ajungem să ne manifestăm agresivitatea în casă sau în spațiul public, să zicem, venim tot cu aceste tipare din copilărie. Și uite, cred că știm foarte bine, nu știu dacă voi și conduceți mașini, dacă șofați, dar am văzut, de exemplu, cel puțin în București,
Dar sunt convins că și în Iași, pentru că este un oraș mare, foarte multă agresivitate în trafic. Cred că ăla este, de fapt locul cel mai expus agresivității din orice altă, oriunde cred că ne mai păstrăm, să spunem, calmul și echilibrul și cât de cât decența, mai puțin poate în trafic unde, iată, avem parte de ceea ce avem. Și atunci ne gândim, domnule, care sunt de fapt rădăcinile masculinității și agresivității cel puțin în cultura românească. Și ce înseamnă de fapt vulnerabilitatea masculină? Pentru că de cele mai multe ori vulnerabilitatea este asociată cu slăbiciune. Și tot la fel am mai discutat cu Mihaela, știm deja celebrele vorbe: mamă, dar mai vezi tu vreun băiat? Vorbim, să spunem, de băieții introverți și foarte, foarte mai sensibili, de fapt, și emotivi. Da? Pentru că așa s-au născut ei, cu acest bagaj emoțional genetic, și probabil că s-au născut și într-un cadru familiar propice dezvoltării unei asemenea forme de exprimare a emoțiilor. Mai vezi tu pe cineva că plânge? De ce plângi? Sau de ce băieții nu plâng niciodată? Da? Atunci asta înseamnă reprimarea emoțiilor. Și asta se întâmplă și în relații. Ca nu cumva să mă deschid emoțional, ca nu cumva să-mi arăt autenticitatea, să arăt de fapt cine sunt eu, de frică ca celălalt să nu mă părăsească, să mă abandoneze, sau de frică să nu mă critique, sau de frică să nu cunoască anumite lucruri care m-ar putea răni, să apese pe anumite butoane, eu mă închid ca bărbat, da? Și nu mai sunt vulnerabil, pentru că eu pun semnul egal între vulnerabilitate și slăbiciune. Și asta și lipsa asumării vulnerabilității, cum de altfel spune și Robert Bly în cartea Iron John, înseamnă un soi de masculinitate toxică. La fel cum ea vine cumva la pachet, neasumarea vulnerabilității și autenticității bărbatului, vine la pachet și cu partea aceasta de agresivitate. Eu voiam să spun că, apropo de ce spuneam mai devreme, de mentalul social care influențează foarte mult identitatea asta pe care și-o asumă și-o conturează fiecare pe parcursul creșterii până la maturitate, până devine adult și după ce devine adult în primii ani. Uitați-vă, mi-am lăsat aminte acum că spuneai tu, Sorin, de celebra doamnă care dă sfaturi femeilor și bărbaților și care este atât de în vogă acum, și care scoate niște inepții uneori de mă mir de unde îi vin. Dacă un bărbat, eu știu, conduce, merge cu partenera la cumpărături, e un fătălău. Știți, cunoașteți, da? Da. Păi, de unde? Cine mai conturează astăzi identități? Iată cine. Ce studii are doamna? Nu contează. Și atunci eu Ce... vreau să vă întreb, iertați-mă că vă întrerup, de ce are atâta, și vreau să spun, ieri am primit de la o doamnă învățătoare și mi-a spus: urmărești, că e foarte interesant. Deci nu că spun o pătură joasă, o ascultă, ci oameni, adică de-a lungul vremii am văzut și distribuită de persoane intelectuale pe care le-am văzut și în contexte foarte interesante, prezentând cărți. Ei distribuiau materialele. Ce se întâmplă, apropo de mental? De acceptăm sau suntem de acord cu acest tip de prezentare a masculinității din partea doamnei Budeanu, da? Ca să Ca precizăm să cine fie clar, nu? da. Nu știu de unde are doamna atâta autoritate să contureze profilul bărbatului de astăzi și bărbatului ideal. Din câte știu eu, nici măcar n-are băieți, dar nu mai contează, nu mă interesează persoana doamnei, mă interesează faptul că într-adevăr are influență. Influența este dată mai întâi de faptul că folosește un anumit tip de umor care prinde, are pe aici pe acolo, da, prin exprimările ei, prin felul în care pune problema, o doză de umor
și probabil că unii se agață de acest umor și ascultă, li se pare că e un alt fel de umor decât cel obișnuit întâlnit peste tot. Pe de altă parte, poate că sunt fascinați de puterea cu care spune niște lucruri. Eu observ la mine că spun niște lucruri documentate, dar poate că, sau nu, nu spun așa cu atâta putere cu cât spune ea, dar pe de altă parte observ chiar la studenți. Dacă am o zi în care prezint ceva cu foarte mult patos, sunt numai ochi și urechi. Când nu am patosul ăsta, mă rog, sunt și ei pe acolo. Și simt că i-am pierdut dacă nu sunt acolo cu tot sufletul. Probabil că și asta prinde în prezentarea doamnei și pe de altă parte cred că nu știu de unde ne-a intrat nou în cap, că trebuie să schimbăm tiparele vechi, că trebuie să aducem totul nou, să schimbăm permanent. Ideea asta a schimbării permanente este motoul românului, de la guvern până la orice din societate trebuie schimbat. Gata, s-a învechit, stă câteva luni, există ceva, trebuie să schimbăm. Ca și cum dăm la gunoi tot ce am făcut până atunci. Aici nu știu să spun, nu am studiat aspectul ăsta, nu știu să spun de unde pleacă, dar cam asta e realitatea. Din păcate. Ok, trecând peste asta, eu voiam să intervin și să spun da, despre faptul că spunea Sorin despre ce am vorbit noi, că părinții fac totul în locul copilului, nu, că părinții vor să aibă totul copiii. Și mă voiam să mai amintesc ceva, părinții nu vor să aibă totul copiii, părinții fac totul în locul copiilor. Și știu părinți care nu înțeleg ce e rău în asta, că îi spun, lasă, când o să fie mare, o să aibă el timp să se dea cu capul. O să aibă el timp să, da? Sau doamna care îl ține pe băiat acasă până la 30 de ani și ce lasă să mai copilărească acasă. Ce se întâmplă cu copiii ăștia? Copiii ăștia vor fi niște inadaptați, nu se vor integra cu grupul de persoane de vârsta lor, nu se vor integra printre ei pentru că ei nu au experiență, nu se descurcă, nu au stimă de sine, nu au o imagine de sine bună, pentru că ei nu și-au verificat-o în timp. Nimic din ce au făcut nu le-a validat capacitatea lor, că sunt în stare să facă ceva. Cu atât mai mult, cum e la 40 de ani să nu știi să faci anumite lucruri de bază, cred că în momentul în care te faci de râs este puțin mai grav decât atunci când te faci de râs la 20 de ani că nu știi să faci niște lucruri. Deci condamn un copil și un viitor adult la inadaptare, la nefericire, la a trăi tot timpul cu frustrări și cu neîmpliniri, pentru că vrei tu să fii mama, nu știu cum să-i zic, total. Și mai ales în relații el perpetuează aceste tipare. Imaginează-ți că dacă mama, apropo de bărbații în terminologia psihologică, să spunem, în literatura de specialitate, sunt numiți old school, ce a făcut lui mama cât a stat el cu mama până la 30 de ani, era și o comedie romantică, dacă nu mă înșel, cum să dai afară un burlac de 30 de ani. Cam așa ceva era titlul. Așa. Deci îți imaginez că de fapt el neprea știind să facă multe lucruri, că făceau părinții, da, sau mama în locul său, într-o relație de cuplu, da, făm și mie aia, dăm și mie aia, făm și mie aia și așa mai departe. Deci cumva partenera de cuplu, soția, preia rolul mamei, motiv pentru care foarte mulți
și știm lucrurile astea, foarte mulți tineri aleg pe modelul părintelui atunci când aleg partenerul de cuplu. Vreau să vă întreb apropo de chestiunea asta pe care a ridicat-o doamna profesor Sofron, legat de educație, nu e cumva o problemă a celor care se află în fața elevilor, studenților, că n-au anumit patos, pentru că, da, ei au nevoie de oameni care să fie, pentru că suntem asaltați de showmen, de atâtea imagini de spectacol și cum poți să ai în față un profesor care e un monoton. Și mi-aduc aminte, ca să vin în sprijinul acestei idei, de o carte a profesorului academicianului matematicianului Solomon Marcus, Educația ca spectacol. Și poate nu e întâmplător faptul că amfiteatrele sunt asemenea teatrelor de odinioară, nu? Și în fața lor se desfășoară sau ar trebui să desfășoare un spectacol. Și permanent am spus că ar fi bine ca atunci când te duci la chirurgie, când te duci la psihologie, chiar la, eu știu, biochimie, și chiar dacă sunt discipline tehnice, până la urmă acolo e sinteza, prezintă profesorul sinteza evoluției de, eu știu, milenii a disciplinei respective, care, în fapt, sunt, e un șir de nerealizări, de succese, de încercări, adică e o poveste fascinantă cum s-a ajuns de a prezenta, eu știu, o anumită vitamină sau un anumit concept din psihologie. De ce continuăm să, cum să spun, să ne prezentăm în contradicție cu ceea ce văd ei și consumă, da, pe genul acesta de show. Pentru că, evident, poate Dana Budeanu e un construct de marketing care e convins că doar prezentând lucrurile așa și accentuând anumite tușe, va vinde. De ce nu putem să ne transformăm din perspectiva aceasta educațională în oameni care să prezinte, da, unor tineri care sunt obișnuiți cu tehnologia, cu viul mai mult, cu mișcarea mai mult, să revenim și noi și să vulgarizăm știința, acum trecând în partea aceasta a publicului, cum putem să ajutăm profesorii să devină mai credibil? Pentru că aici ce a spus dumneavoastră, doamna Sofrone, când am făcut un master la psihologie și erau în vremea aceea doar câțiva oameni care, din păcate, devalorizau prin mesajele superficiale, astrologie, adică amestecau lucrurile și nu le-am spus profesorul, nu există o voce a unui psiholog, adică nu la nivelul anului 2010, încă nu poate să fie valorizat un psiholog dacă e amestecat cu pseudo-psihologii din televiziuni sau, eu știu, atunci era chemat chiar și un psihiatru care făcea psihopolitică și analiza cum e îmbrăcată Irina Udrea și glumea pe baza relației cu Traian Băsescu. Asta este unul din ofurile mele și o problemă a educației în general, de la grădiniță până la ultimul an de facultate. Profesori care predau la diferite niveluri de vârstă sau de școlarizare. În primul rând, nu toți oamenii sunt făcuți să fie profesori. Nu toți profesorii au talent, dar vor. În al doilea rând, cred că intervine probabil o blazare. La un moment dat, nu mai e chef. Pe de altă parte, e foarte posibil ca unii profesori să ajungă să predea anumite cursuri care nu le plac.
și în academic știți că se mai întâmplă asta, mai rămâne câte un curs așa sau cum se mai învârte planul de învățământ și zice cine ia cursul ăsta, hai îl iei tu, hai că, na, și mie mi s-au dat de-a lungul timpului vreo două cursuri care nu-mi plăceau. Și mi-începeam discursul așa, să știți că mie nu-mi place cursul ăsta, dar trebuie să-l facem. Și atunci cumva ne susțineam unii pe ceilalți. Dar am și cursuri care reprezintă pasiunea mea și acolo dau tot. Nu știu, sunt diverse motive pentru care profesorii nu fac asta. Însă eu vă pot să spun că un curs interactiv este cu siguranță cel mai bun curs ever după mine. De ce? Pentru că în momentul în care creezi interacțiune, întrebi, discuții, dezbați, deci chiar dacă este curs și nu seminar și îl faci sub formă de dezbatere sau interactiv, în momentul în care pui o întrebare, studentul este forțat, într-un fel, să se concentreze asupra întrebării și va căuta un răspuns. Deci, cumva, îl aduci acolo. Dacă tu vorbești și tu îi monolog, îți fură, da, te fură peisajul, studentul fuge cu gândul în altă parte, te-a pierdut, nu știu la ce să gândește. Am să fim serioși, mie mi se întâmplă, am adus la un curs undeva și e plictisitor și e un monolog de ăsta plictisitor și mai spune și niște lucruri banale. Pur și simplu văd că în fața mea doamna are părul nu știu cum sau eu știu ce, unde mai îmi fuge mintea. Deci este ceva normal să ne fugă mintea. Ori, din cauza asta, eu am ales să fac cursuri interactive. De multe ori să stau cu fundul pe catedră și astfel sunt mai înaltă decât ei și văd până în fundul sălii, dacă nu e amfiteatru și niciunul nu stă pe telefon că e jenat de faptul că îl văd. De asemenea, pun întrebări, fac glumițe cu ei, dar ideea este că la sfârșitul cursului eu vreau să știu că a rămas cu niște informații. Și iarăși ce mai recomand sau ce consider că este foarte bun este să nu-i dai copilului, să nu-i dai studentului informația din carte. Pentru că asta citește și el. Dacă tu vii cu slide-uri și le citești de pe perete, sau vii cu slide-uri în care textul e luat din cărți. N-am făcut nimic. Asta îi dai lui acasă să citească, iar tu faci traducerea, să spunem, legătura între documentul ăla greoi științific și realitate, pentru că el trebuie să înțeleagă la ce îi folosește informația aia. Și atunci, dacă stai de vorbă cu studenții mei, cred că s-au săturat de câte ori zic, cred eu, eu o să vă explic băbește. A naibii treabă, vii la facultate să-ți explice asta băbește. Dar ei au reușit să înțeleagă ce vreau să spun. Pe înțeles, eu nu stau să vă dau definiții. Definiția o găsești în carte. Dar ce înseamnă definiția aia? Hai să o discutăm așa, pe înțeles. Și cred că așa reușesc ca la finalul cursului să fi plantat niște informații. Da, mulțumim. Vreau să vă întreb, pentru că am văzut că specializarea noastră e și în zona aceasta a psihosexologiei. Cum influențează imaturitatea, trauma, tot cortegiul acesta de probleme, vulnerabilitatea sau lipsa, ce am discutat și ce a vorbit și Sorin și dumneavoastră, partea aceasta, intimitatea, pentru că e, iar e un subiect pe care l-am observat puțin abordat și am o emisiune de televiziune care se cheamă Corp și Intimitate și am chemat inclusiv psihologi universitari și care s-au jenat să vină în emisiune și din diverse motive pe care nu le voi expune aici. Vreau să vă întreb cum afectează, pentru că și aici, uitându-mă pe anumite comentarii la site-uri ale unor clinici de sexologie sau din discuțiile private cu diverse persoane, constat și mulți se plâng, femeile se plâng de relațiile disfuncționale intime cu bărbații, bărbații exagerează, cum știm, de multe ori. Are importanță șubrezimea asta a masculinității sau imaturitatea și nedezvoltarea înspre o feminitate
nu știu cum să o zic, nu deplină, armonioasă în zona aceasta sexologie, a intimității, să nu sună sexologie, că nu îmi sună foarte bine, mai mult a intimității. Ok. Eu nu mă jenez să vorbesc despre sexualitate în general și la asta le spun, așa le spun și studenților, pentru că așa este terminologia. Dar legat de întrebarea dumneavoastră, evident că influențează, pentru că face parte din noi. Nu e ca și cum am putea să ne separăm de restul corpului și emoționalului și să ne plasăm undeva în zona intimității altcineva. De asemenea, se știe, cred, destul de bine că libidoul și orgasmul pleacă de la creier. Plăcerea este creată de creier. Ori dacă acolo avem probleme, normal că avem probleme și pe parcurs, da? În orice acțiune am face, inclusiv în acțiunile sau comportamentul intim. Mai mult decât traume, aș zice eu, în cazul sexualității sau a intimității, cele mai multe probleme sunt cauzate de blocaje pe care le-au dezvoltat sau le dezvoltă indivizii, și femei și bărbați, blocaje care apar în general ca mecanisme de apărare ale unor aspecte negative. Și aici spun că cumva vrem să ne apărăm, să nu fim răniți emoțional și da, să vrem să ne apărăm în sensul de a ne ascunde anumite frici, anumite slăbiciuni, anumite imperfecțiuni. Mai rău. Și creăm aceste blocaje. Ori aceste blocaje întotdeauna, fără excepție, influențează negativ comportamentul în actul sexual sau intim. Clar. Da, mulțumesc. Vin? Da, subscriu la cele spuse de Mihaela. Chiar mi-aduc aminte că în timpul facultății, terminată la începutul anilor 90, am avut ca disciplină, nu știu, dar cred că după aceea s-a scos, nu știu din ce motive, am avut ca disciplină psihosexologie. Și era foarte interesant, mai ales partea aceasta de dinamică a vieții intime a cuplurilor. Și într-adevăr, creierul este organul, să spunem, cel mai important în ceea ce privește sexualitatea și nu altceva. Chiar dacă societatea, dacă iarăși revenim la societate, chiar dacă societatea, așa cum spunea și Mihaela, încearcă să promoveze și mass media tot felul de modele, femeia trebuie să arate într-un anumit fel, da, poate să arate într-un mare fel, din punct de vedere fizic, estetic, și mie acea femeie să nu-mi spună absolut nimic din punct de vedere al intimității, da? Pentru că intimitatea nu înseamnă doar purul act fiziologic sexual. Intimitatea se stabilește pe mai multe planuri. Intimitatea se stabilește și pe plan fizic, și pe plan sexual, și pe plan psihic, emoțional, spiritual și așa mai departe. Și e posibil ca o femeie, dau așa exemple ce îmi vine în minte, ca o femeie care poate că nu arată ca un top model catwalk care defilează pe podiumurile de modă sau apare pe copertele revistelor glossy, să îmi spună mult mai mult și să-mi stârnească ca bărbat interesul să o cunosc, cum gândește, ce valori de viață are, ce planuri, ce pasiuni și multe, multe alte, multe alte aspecte. Deci da, creierul cred că este foarte important în ceea ce privește sexualitatea. Voi aveți o lecție dedicată sexualității? Cum?
Zic, aveți și o colecție și mai multe cărți care vorbesc despre sexualitatea bărbatului și Avem, a avem, avem două cărți în cadrul, mă rog, în cadrul colecției pentru terapie de cuplu, colecției Pas în 2, a editurii Herald. Există într-adevăr două cărți pe care eu mi le doresc a fi reeditate, pentru că au apărut undeva în anii 2000. Îți arăt cartea asta, uite, cartea asta. Da, 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 la ea mă gândeam, așa. A fost, îmi doresc să fie reeditată, că a apărut în 2016. Sexualitatea masculină a lui Michael Bader, un celebru psiholog clinician american, și Natalie, cartea pe care o țineai tu în mână, Natalie Angier, Geografia intimă a femeii, o carte excepțională, da? Excepțional scrisă, adică e, nu da, e, în care Natalie Angier, care este jurnalistă, nu este psiholog, cu puliță, da, pentru că exact, exact, da, da, da. Scrie din punct de vedere biologic, scrie din punct de vedere istoric, scrie din punct de vedere antropologic, din punct de vedere sexual. Deci iată, privește femeia în ansamblu, ca un tablou, din mai multe perspective și din mai multe abordări. În condițiile în care, repet, ea este jurnalistă, dar este o carte savuroasă pe care la fel o recomand cu mare drag. Savuroasă și serioasă, dacă e, nu, că să nu înțeleagă lumea că e o carte mai mult așa de superficială. Nu, și serioasă și savuroasă și o recomandăm tuturor. Să citim, sunt două comentarii apreciative de la domnul Victor Artenie, foarte interesantă dezbaterea, dialogul, și de la Nicolae Culpoi, felicitări doamna doctor pentru claritatea ideilor. Mulțumesc. Și asta aș vrea să subliniez și eu. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea aborda. Am discutat și despre educație, dar aici a spus Sorin, apropo de psihosexologie, și mă întreb de ce au dispărut din programele multora dintre facultățile acestea, medicină, psihologie în special, și mi-aduc aminte că când am făcut un master la psihologie, nu aveau un curs dedicat sistemului nervos, creierului, și mi s-a părut ciudat, dar în același timp aveau cursuri dedicate SPSS-ului și tratării cu Schublerul a sufletului uman și a psihicului uman, ceea ce încă se perpetuează, încă se fac statistici din aceștia cu studenții la psihologie și încă ei nu înțeleg și nu pot să-și clarifice anumite lucruri. Și uite, edituri cum e Heraldul sau cu alte edituri vin și compensează șuprezenia acesta din învățământ. Nu știu cine e responsabil că pe măsură ce înaintăm și ne depărtăm de 1989, văd că dispar. Lumea discută din ce în ce mai mult, vine Netflix-ul și ne prezintă documentare, mintea pe înțelesul tuturor, sexualitatea pe înțelesul tuturor, orgasmul pe înțelesul tuturor, dar în licee, când se ajunge la zonele acestea intime, se evită discuția. Deși, exact, a spus foarte bine Sorin, da, creierul ar trebui să fie personajul central atunci când se vorbește despre intimitate și sexualitate. Am discutat și aș vrea să spun, să nu să concluzionăm, dar să lăsăm așa pe cei care ne privesc sau pe cei care ne vor vedea în înregistrare. Dacă ar fi să privim o diadă din aceasta care are un copil, un cuplu, o familie cu un copil, un băiat, o fetiță, cum ar putea ei să își facă acest parcurs și să treacă, da, dinspre tărâmul acesta al copilăriei înspre maturitate? Și vin cu un exemplu, o doamnă care, da, avea o fetiță și are o fetiță obeză pe la 13-14 ani, pe care o hiperprotejează și i-am dat un sfat. Vorbind, pentru că ne cunoaștem de multă vreme, i-am recomandat să meargă cu fiica ei la
dansuri, la sport, să-și exprime și să se exprime și altfel decât împingând-o în zona aceasta a matematicii, a limbilor străine, multiplicând profesorii care o meditează. Poate fi, de exemplu, zona aceasta a implicării corpului în activități, fata, mama sau tatăl să-și ia băiatul, nu știu la ce vârstă, poate îmi spuneți dumneavoastră, și să meargă, eu știu, să facă judo sau să meargă spre un sport de echipă, tatăl, joacă sportul sau mișcarea aceasta, gimnastica sau dansul, în transformarea corpului și a minții și a interiorului și poate face trecerea mai bine înspre maturizare? Eu zic că, evident, sportul face bine, dar aici am mai scris despre asta și mai spun eu, e foarte important ca acel copil să-și dorească sau să recunoască cumva ce sport îi place. A băga sportul pe gâtul unui copil fără ca lui să-i placă sau să se simtă atras de asta, nu mi se pare cel mai grozav lucru. Dar dacă un copil identifică sportul care îi place și îl face cu plăcere, cu siguranță că îl va ajuta. Apropo dezvoltare, clar că nu se știe legătura dintre mișcare și funcționarea creierului și nu numai, a circulației și așa mai departe, da, o îmbunătățire a sănătății. Și cu siguranță că un părinte poate să petreacă timp cu copilul lui și în felul ăsta. Acum, dacă ne întoarcem la subiectul nostru legat de masculinitate și feminitate, nu știu dacă neapărat un sport conturează trăsături sau subliniază trăsături de masculinitate sau de feminitate, deși ați amintit despre box, de exemplu, ok, să zicem că judo, nu box. Judo. Ok, da. Da, eu cred că sporturile astea care îmbină cumva sau care sunt prezentate copiilor în așa fel încât să înțeleagă că își folosește și creierul, nu doar corpul, sunt benefice, clar. Da? Care învață să fie echilibrați, care învață să și coordoneze corpul, mișcările corpului cu capul, clar ajută. Dar știu și copii care nu-și doresc asta și cărora nu le place să se miște. De asemenea, știu mame care își doresc niște copii mai altfel decât îi au. De exemplu, mi-am asamte și mai devreme când nu știu ce vorbeam, a venit o mamă la mine odată și îmi spune: vreau să vin cu băiețelul la dumneavoastră la cabinet să, nu știu, zice, să vedeți ce e cu el. Dar zic, da, ce are? Doamne, el este așa, un băiețel ăsta așa prea cu minte, stă, desenează, citește și să-l faceți așa să fie, și așa dădea din mâini, și să faceți așa să fie și el ca ceilalți băieți, așa mai activ, să joace fotbal. Ne-am uitat și am spus: doamnă, eu nu transform copii. Dacă el așa e, stimulați-l să scoată lucruri extraordinare din felul lui de a fi. De ce trebuie să fie? Păi da, să fie și el bărbat, trebuie să fie. Și aici mi-am dat seama cât de multe ori înțelegem greșit masculinitatea și feminitatea, da? Nu tipul de activități conturează masculinitatea sau feminitatea unei persoane. Sunt alte aspecte care conturează identitatea de gen. Da, uite, vin în completarea, pentru că este un exemplu foarte, foarte asemănător, vin în completarea celor spuse de Mihaela. Sâmbătă și duminică am fost la un curs de consiliere relațională, un curs ținut de o prietenă, Daniela Dumitrescu, psihoterapeut,
Dacă nu mă înșel, cred că tot în decembrie am făcut cu ea, Richard, o întâlnire prin Zoom și în care povestea în cadrul cursului despre o situație similară în care o mămică a venit cu copilul la terapie dorindu-și să-l transforme. Și l-au dat pe copil. Copilul era așa când vedea o floricică, ia uite ce floare frumoasă. Nu știu, când îi plăcea să deseneze, avea niște înclinații, să spunem, spre zona asta mai artistică. Și l-au dat părinții la ruibii. Deci se ducea bietul copil cu o greață și cu așa o silă la... Dom'le, nu-mi place, nu simt, nu e ceea ce vreau eu, nu? Da, deci iată că părinții pot face greșeli atunci când trimiți copilul într-o zonă din aceasta. Dacă eu mi-l doresc într-un anumit fel, aș vrea să fac anumite lucruri. Sau, cum mai spun eu, copiii, extensiile nevoilor părinților din copilărie. Dacă părintele a vrut el, am avut eu un gând să fac eu rugby sau să fac fotbal și nu am făcut în copilărie, sau chiar dacă am făcut, nu știu, am avut o accidentare și am fost nevoit să întrerup toată treaba asta, eu vreau musai copilul meu să facă rugby sau fotbal sau vioară sau pian sau nu mai știu ce, depinde după caz. Părintele trebuie să identifice, să cunoască atât de bine copilul încât să identifice structura lui interioară, să identifice eventualele abilități, aptitudini, capacități, da? Înclinații pe care el le are și pe ideea aceea să meargă. Exact cum fac finlandezii, dacă știți, sistemul de învățământ finlandez, considerat unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun din Europa, cel mai competitiv, dar când spun competitiv nu mă refer că competitiv e ăsta românesc. Să vii cu 9, să vii cu 10, să fii mai bun decât Gigel și așa mai departe. Nu, performant mai degrabă spus, dar performant pe vocație. Deci un sistem, îl numesc eu un sistem de educație vocațional. Profesorii au, să spunem, nu știu, fac engleză, limbi străine, fac... era să zic română, fac limba maternă și matematică și în rest fiecare face în funcție de abilitățile pe care le are. Și există discuții între părinți și consilierul psihologic sau între părinți și diriginte sau între părinți și profesori ce avea ei acolo, în care găsesc niște puncte, niște numitori comuni, măi, cam... Cum este acest copil? Pentru că un psiholog poate să, un consilier școlar, un consilier psihologic poate să vadă lucrurile astea la copii. Cum este? Cam ce abilități are? Cam cum interacționează cu ceilalți copii? Când le dau anumite activități sau jocuri, ce îi place lui mai mult să facă? Și ghidăm copilul spre zona respectivă. Da, dar unde exact. Scuzați, vă rog, doamnă. Voiam să completez. În America, de exemplu, se dau teste din astea de aptitudini de la grădiniță și se repetă în timp, pe parcursul școlii, așa încât odată cu creșterea să mai descopere și alte laturi ale copilului. Dar de la grădiniță, părintele află câteva lucruri despre copilul lui și părintele poate să afle că fetița sau băiețelul este foarte atent la detalii sau nu se implică în jocurile de grup, el mai da, îi place să fie mai independent, să fie singur și cei care fac psihologie școlară, care aplică aceste teste, indică părinților și zone profesionale spre care copilul ăla se va putea îndrepta în viață. Mi se pare extraordinar. Și de asemenea vreau să mai spun, apropo, ca o completare a ceea ce spunea Sorin, mai știu copii care, mai ales băieți, care sunt destul de, adică înclinați spre partea tehnică sau spre IT și îi omoară părinții cu pianul. Deci am câteva cazuri în minte, ea termina cu pianul, de urăsc ăștia să mai asculte muzică, să mai audă de pian toată viața lor.
Nu știu de ce, dar așa știu părinții că, că muzica dezvoltă creierul copilului, cum alții știu că sportul face bine oricând, oricum, oricât. Și iarăși sunt... Dar atunci ce părere aveți că mai sunt și părinți hiperreligioși care își iau copiii, îi trezesc dimineața și îi duc la biserică la 6-7 dimineața sau își pun fetițele cu băsmăluțe în cap și... Știu, asta e o discuție întreagă despre religiile protestante, neoprotestante, despre religiile, mă rog, persoanele habotnice din orice mediu religios. E o discuție, probabil ar trebui să avem o discuție altă dată. Ce să zic? Vă dați seama că vorbim de niște copii pe care îi... pe copiii ăia îi formezi tu, cum spun eu, nu, părinții nu caută să le cunoască sinele, să-i cunoască pe copiii ăia cu ce au venit ei pe lumea asta și le spun eu studenții că sinele omului este ca și cotorul de varză, peste care părinții și cei din mediul în care trăiește copilul pun foi, foi, foi și la maturitate e o mare varză. Iar sinele ăla rămâne undeva ascuns acolo de nici el nu știe cine e, cum e, ce îi se potrivește, pentru că au reușit alții să-l facă o mare varză. Da, părinții ăștia care tot obligă copiii să facă anumite lucruri, eu înțeleg că trebuie să faci o ordine, să-l țin până la anumit echilibru și să-l orientezi să facă anumite lucruri, dar nu să impui lucruri care nu sunt valoroase, dar Nu sunt în concordanță cu propriile lui valori. Exact, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, nu poți să-l obligi pe copilul ăla să creadă ce crezi tu, să înghită tot ce ai tu în cap. Părinții așa cred. Copilul este obligat să, și un copil cu minte și bun este cel care înghite tot ce vrea părintele. Din păcate, nu e așa și, într-adevăr, cum ziceați mai devreme, ajungem să scoatem niște copii cu handicap. Da, mi-aduc aminte de acel desen animat Tăurașul Ferdinand, care da, ajunsese să miroase da, și, în fine, mi-a făcut mare plăcere să purtăm acest trialog și să am pornit de la două cărți pe care vi le recomandăm și e important să vedem cum ne construim masculinitatea, cum ne redobândim masculinitatea, cum analizăm și ne construim feminitatea, pornind de la exemplele pe care ne le oferă cartea de-a lungul istoriei, pentru că sunt foarte, foarte bogată cartea în exemple și cum, și spunea și Sorin la un moment dat, de exemplele istoriei și de bărbații celebri și de lipsa modelelor și feminine și masculine și aș aduce în discuție înspre final că s-a vehiculat da, acum în zona aceasta a feminității a Maya Sandu care da, în contrapartidă cu tipul acesta feminin cu tocuri și ea cu Adidas și cu pantalon și cu rucsac în spate, bun, chiar dacă e o construcție de imaginea celor din jurul ei, e de analizat, pentru că s-a discutat și de, a vorbit Sorin, de masculinitatea toxică, agresiunea asupra Viorica Ivoda, actrița care a avut curaj să vorbească despre ea și Mircea Diaconu și ceilalți care au mai vorbit sau exprimat dezaprobator asupra sincerității ei versus acest tip de a se îmbrăca, care poate aici aduce înspre vestimentația masculină, portul pantalonilor, dar iar e o discuție și e interesant că ați adus în discuție chestiunea aceea cu fustele și mi-aduc aminte tot despre o carte de la Herald a lui Alan Watts, în care el vorbea despre faptul că noi ne încorsetăm modelul acesta de îmbrăcare căminte în costum, cu cravată foarte rigizi, în contrapartidă cu îmbrăcămintea lejeră, e un capitol într-una din cărțile lui Alan Watts, nu mai mi-aduc aminte care dintre ele,
dar e important de privit și în și cărțile oferă acest lucru din perspectivă istorică lucrurile, că noi, așa cum a spus și doamna Sofrone, dacă, cum a spus, vedem un bărbat cu fustă, îi punem o etichetă și nu ne uităm că în trecut sau în anumite țări există exemple asemănătoare. Sau dacă este un bărbat tatuat sau poartă o, eu știu, brățări sau, în fine, alte podoabe sau cum să le spunem, iar li se pun anumite etichete. De asta e important să discutăm și astfel de discuții într-o săptămână a diversității sunt extrem de importante. Doamna Mihaela Sofrone, vă mulțumim foarte mult. Sorin, lăsați-mă să vă mai spun ceva apropo, o idee și gata. E foarte important să, ca în contextul nostru actual, în haosul în care ne învârtim, pentru că trebuie să recunoaștem că e un haos, trebuie să fim flexibili, dar nu labil, da? Flexibilitate, da? Labilitate, nu. Adică flexibilitatea înseamnă să ai capacitatea să te adaptezi, să fii flexibil pe context și pe situație și nu să pendulezi în labilitate de la un pol la altul ca un bezmetic. Ei, apropo de asta, trebuie să ținem cont că femeia despre care vorbeați, că până la urmă e femeie în esență, s-a îmbrăcat așa pentru că trebuie să fie comod în contextul în care se găsea. Deci e important să poți să, să dai valoare contextului și să fii acolo prezentă cu totul pentru contextul respectiv, nu să te încorsetezi în niște forme. Da? Deci flexibilitate, dar nu labilitate. Foarte importantă subliniere. Mulțumim. Sorin? Da, subscriu și eu la cele spuse de Mihaela, cel puțin în cazul menționat de tine mai devreme, Maia Sandu, mie îmi place extrem de mult de ea, foarte mult, și nu cred că își știrbește cu nimic feminitatea faptul că poartă Adidas și, sau, mă rog, o pereche de pantofi, sport și pantaloni. Și da, cred că, într-adevăr, este o temă care va mai suscita mult, mult timp de acum încolo interesul, partea aceasta de feminitate, de masculinitate, etapele maturizării fiecăruia și cum ajung în relații și tot ce ține de partea aceasta de feminitate și de masculinitate. Pentru că, iată, foarte mult în ultimul timp am văzut că se bate monedă și pe de o parte este bine că se studiază acest lucru, partea aceasta a curentului feminist, și că într-adevăr cred că partea aceasta de egalitate, cum am și trimis unei jurnaliste din Iași o declarație, partea aceasta de egalitate de șanse între femei, din punct de vedere sexual, între femei și bărbați, este pe un trend ascendent, dar încă mai sunt multe lucruri de făcut și de realizat în zona asta. Mulțumim foarte mult, mulțumim și celor care ne-au urmărit și celor care ne vor urmări pe înregistrare. Doamna Mihaela Sofrone, domnule Sorin Lucaci, stimați privitori, mulțumim încă o dată. Este ultima zi de dialoguri și întâlniri la Săptămâna Diversității. Cei care sunt în Iași sau cei care vor să viziteze Iașul la Centrul Cultural I. Mironescu al UMF Iași, în strada Săulescu numărul 4, avem și o expoziție a colegului Doru Hopjilă, Fotografie, Universitate și Diversitate. Toate evenimentele pe care le-am organizat și dezbaterile și conferința și altă întâlnire pe care, dincolo de aceasta, le puteți găsi pe pagina de Facebook a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, care, dacă e să amintim, în anul Grigore T. Popa, când se sărbătoresc 130 de ani, el este unul dintre reprezentanții neuroștiinței, așa cum un psiholog a scris o carte despre istoria psihologiei românești, este cel mai important psiholog, fiind un neurocercetător important, cel mai important psiholog al secolului al XX-lea, psihosociolog și unul dintre medicii care nu s-au înscris curentului eugenic în perioada
interbelică, când existau medici care susțineau sterilizarea minoritarilor sau alte politici eugenice, și s-a păstrat verticalitatea și a scris într-o carte pe care o vom publica anul acesta, Viață și societate, publicată în anul 1946 și cenzurată de sistemul comunist, trecută la cărți interzise. E bine de subliniat că am organizat această serie de evenimente la care astăzi ați și participat în parteneriat cu editura Herald, în casa, să spun simbolic, a patronului spiritual Grigore Tepopa, una dintre cele mai verticale personalități ale medicinei românești, ale neuroștiinței și psihosociologiei. Mulțumesc încă o dată, Mihaela Sofone, Sorin Lucat și privitorilor colegilor de la comunicare. Mulțumim foarte mult și seară bună! La revedere! La revedere! La revedere!